labai Daniel, care îmi plinește o vârstă frumoasă de 18 ani. Mama, în neștirea fiului, a luat un bilet la avion și a sosit acasă să-l surprindă plăcut. Cu ajutorul nostru, sigur că. Vă îndemnăm să priviți surpriza! Ziua. Noi, echipa Surpriza Domiciliu, astăzi am ajuns în Chelenești pentru Daniel. Te apropii, te rog, îl aplaudăm. Te apropii. E numai aproape. Daniel, pentru tine, uite așa, balonașe, o tortă pe care o punem pe masă că este foarte grea. Mătușa ta cine este? Vă apropiați pentru dumneavoastră un buchet de flori. Așa. Cum crezi, din partea cui vine surpriza? Din partea mamei. Corect. Ea are un mesaj pentru tine, dacă îmi permite, îți dau citire. Scumpul meu, azi e o zi atât de importantă, iar eu din depărtare pot doar să-ți trimit gânduri minunate. Îți urez, scumpul meu, să prinzi aripi, pentru a trece cu ușurință peste toate greutățile vieții, să culegi tot ce mai frumos și bucur-te de fiecare clipă alături de cei dragi sufletului și de prietenii adevărați. Fie că această zi să deschidă poarta spre un viitor plin de succese, Îngerul Păzitor să fie mereu alături de tine, să te ferească din necazuri. Îți doresc să ai parte de un curcubeu și mult soare după fiecare ploaie și furtună, un zâmbet la fiecare lacrimă, bucurii după necazuri, clipe fericite după cele triste, zile albe după cele negre, fericire și multă iubire. La mulți ani, cu drag, mama! Poftim! Ai un mesaj pentru mama ta? Da, aș vrea să mulțumesc foarte mult mamei mele pentru cadou. Nu m-am așteptat la asemenea surprize. Am mai avut o asemenea surpriză 3 ani în urmă și de data asta chiar nu m-am așteptat. Și vreau să spun că o iubesc foarte mult și îi mulțumesc pentru tot ce faci pentru mine. Cine este? Doresc mult sănătate, bucurie și stic mai aproape de copii. Aici surprizele pentru tine nu se vor termina. Cred că seara va fi cu multe surprize și cu multe neașteptări. Noi mai avem să facem câteva poze pentru tine. O surpriză foarte mare pentru tine, care cred că precis că nu te-ai așteptat. Nu, la asta m-am Așa, Daniel, ce emoții ai? De ce spui că te-ai așteptat? Ți-a spus inima ceva? M-am așteptat ca să vină mama. De fiecare dată când vine acasă, îmi dau seama. Niciodată nu a făcut și mă păcălească când vine. Nu știu, așa... Ai o intuiție foarte bună. Nu pot să descriu emoțiile care am, dar mă scadă pozitiv. În viață am avut și noroc, și rău, și bine, dar le-am trecut pe toate. De câte ori am căzut, m-am ridicat. Sunt fericit că am fată și băiat. Mulțumesc mult surorilor de sprijin, nănașii, cu metri, prietenii, verișorii, care mereu mi-au fost alături.
de câte ori am avut nevoie, chiar și cu un sunet. Mereu mi-au fost alături. Doresc mult sănătate. Și când ori avea nevoie, o să fiu și eu cu prezența. Chiar cât de departe sunt și eu, măcar cu un cuvânt. Și mulțumesc special surorii Marie pentru creșterea și educarea la ambii copii, pentru gențele, pentru Dănuț. Și asta tot. Vă mulțumesc la mult, 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 mult la toți. În special și vouă cum ați ajutat. Mulțumesc mult! Și toți împreună mulțumim trăiască! Thank you.